Și avem, doamnelor și domnilor, o informație de ultimă oră. Avem în exclusivitate primele imagini de la jaful în 30 de secunde de la un cazinou din Baia Mare. Vă reamintesc, doi bărbați ce aveau cagule pe față au furat numai puțin de 4.000 de lei, apoi s-au făcut nevăzuți. Potrivit primelor informații, indivizii au amenințat-o cu un cuțit pe casieriță. Vasile Dale urmărește acest caz și este în acest moment în direct cu noi. Vasile, bună ziua! Bun găsit tuturor! Așa cum ai spus și tu, sunt primele imagini obținute de noi de la niște surse. Sunt imagini surprinse de o cameră de supraveghere amplasată în imediată apropiere a cazinoului care a fost jefuit astăzi dimineață, undeva în jurul orei 6. Atunci doi indivizi care purtau cagulă au pătruns în interior și au amenințat cu un cuțit pe casieriță, o tânără în vârstă de 24 de ani și au luat aproximativ 4.000 de lei. În 30 de secunde, indivizii au dispărut. Pe imaginile de pe camera de supraveghere obținute în exclusivitate de noi, se vede cum undeva în jurul orei 2 și câteva minute, azi noapte, prin zonă se plimbă un autoturism suspect. Acel autoturism este în acest moment verificat de către polițiștii băimăreni, avea geamurile fumurii, probabil s-ar putea să fie chiar respectivele persoane care urmăreau atent locul respectiv. Până în acest moment trebuie să știți că indivizii nu au fost identificați, cu toate că sunt filtre la intrare și la ieșire din municipiul Baia Mare. Așadar, starea de alertă în Baia Mare se menține până când polițiștii vor reuși să-i identifice și să-i rețină pe cei doi atacatori. Dale, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Urmărim, doamnelor și domnilor, acest subiect și vom reveni pe parcursul jurnalului.